These are some of the first close-up views of the virus, made using a very specific imaging technique that can see things far too small to be visible under a normal microscope. They show us how the virus moves inside the human body and how it hijacks our cells using beads. These spiky crowns give the coronavirus its name, and they're the key to understanding how to beat it. To get this right, I needed to bring in two experts. The first is my colleague Liz's dad, Frank. Doamnelor și domnilor, bun găsit la Hora în America. Astăzi continuăm să discutăm despre lucruri importante a ceea ce ne afectează pe noi și anume ce produce COVID-19. Dacă sunt adevări sau mituri și mai multe analize despre această situație, vom discuta în această ediție cu doi virologi români din Statele Unite ale Americii, stabiliți aici de mai bine de 25 de ani și care cred că sunt cei mai buni experți români din Statele Unite care pot să ne ofere mai multe detalii și lucruri interesante despre ceea ce se petrece la ora actuală. Este vorba despre Doina și Costel Atanasiu. După cum am zis, sunt doi reputați virologi români care și-au făcut studiile și în România și în Marea Britanie. Cred că experiența lor de la Universitatea din Philadelphia, statul Pennsylvania, ne va deschide mai multe, eu știu, porți spre a cunoaște adevăruri și mituri. Bine ați venit, dragilor, în această emisiune și bine v-am găsit la Cura în America. Cum vă simțiți? Mulțumim de invitație. Bună seara! Bună seara! Haideți să începem cu faptul că ați avut o intervenție la ziariștii.com, un interviu pe care foarte mulți l-au urmărit, peste 300.000 de vizualizări a avut acel interviu, unde ați vorbit despre ce înseamnă COVID și cum este, eu știu, produs sau cum este mai mult văzut de către oamenii de știință. Cred că ne veți spune mai multe detalii frumoase la această emisiune și haideți mai întâi să începem cu faptul cum ați reacționat voi ca virologi și care studiați acest subiect de ani de zile. Cum ați reacționat la apariția coronavirus pe globul pământesc, să zicem așa, la linii generale? Deci am fost surprinși ca toată lumea, în primul rând, de reacția Chinei. Deci, practic s-a creat am văzut panica. Practic era într-o stare de panică și m-am întrebat de ce. La început, ca să fiu sincer, am făcut legătura un pic cu faptul că au un laborator în zonă. Deci m-am gândit, era foarte aproape, la 300 de metri de piața unde spun ei că ar fi pornit virusul. Deci mi-am dat seama că e ceva foarte grav. Faptul că au făcut imediat 6 spitale ambulante, asta era un semn foarte rău. Deci am fost îngrijorați și ne-am așteptat ca celelalte țări să iau măsuri urgente. Dar, din păcate, nu am văzut. Deci a fost vreo câteva luni, practic, nimeni nu s-a mișcat, nimeni nu a vrut să creadă că se va răspândi și în țările lor. Și este vorba despre perioada decembrie, din câte ne aducem aminte, lucruri care s-au vorbit parțial, probabil, în presa din China. M-a inspirat foarte mult o istorie a unui medic care cumva a încercat să aducă la cunoștința publicului despre acest pericol, dar el însuși fiind după asta infectat, am înțeles că a fost persecutat, a fost într-un fel amenințat că își va pierde locul de muncă din cauza unor zvonuri și uite că până la urmă a lăsat un mesaj colegilor săi despre acest virus, dar nu a mai ajuns să trăiască și cumva ar trebui să ne alarmeze această stare de lucruri. S-a pornit cu stângul toată perioada asta din 2020.
mi se pare o tragedie enormă pentru întreaga omenire și tot se-și dau întrebarea dacă este un virus produs sau nu și cum, care ar fi dovezile în acest sens. Ce aveți de zis la acest capitol? Deci, bineînțeles, când apare ceva nou, de care nimeni nu a auzit, prima reacție este că a fost creat în laborator. Dacă cine are, e suficient de în vârstă, poate și-aduce aminte în anii 80, când a apărut HIV și au fost atâția pacienți care au developat, au dobândit SIDA, exact același lucru s-a spus, că a fost creat în laborator. Este firesc, când e ceva care nu știi ce este, nu știi cum să-l tratezi, nu știi exact de unde vine, nu există nimic similar în natură care să-ți dea să te ghideze cum să abordezi problema, normal că ești speriat. Diferența între HIV și SARS, virusul SARS-2, că COVID este boala, virusul este SARS-2, diferența este că nu este chiar atât de nou pe cât am crede. Este foarte similar cu prima tulpină de SARS care a apărut la începutul anilor 2000, foarte similar cu MERS, a doua variantă de SARS care a apărut în anii 2003-2005 în Orientul Mijlociu. Deci asta ne dă într-un fel un pic de confort că nu este chiar atât de nou pe cât am crede. S-au făcut o mulțime de analize la nivel de genom, unde s-a comparat secvența de ARN al virusului cu alte virusuri care sunt cunoscute. Și sau dacă se compară secvențele din SARS-2 cu alte virusuri corona care sunt foarte frecvente în populațiile de lilieci, secvențele sunt extraordinar de similare. Bineînțeles, nu sunt identice, pentru că unul este un virus care infectează liliecii, SARS-2 este un virus care a ajuns la oameni, dar sunt suficient de similare ca să sugereze că nu este creat. Bineînțeles că asta nu este o dovadă suficientă. Comparațiile merg în foarte mari detalii și nu este nimic care să sugereze că virusul ar fi fost creat. Este, așa cum am menționat, este suficient de identic cu virusul din liliac. Modificările care sunt modificări care pot apărea prin adaptarea virusului în diverse gazde. Nu se știe încă sigur cum a ajuns la oameni. Ultima teorie, care bineînțeles deocamdată este teorie până când există o dovadă, este că ar fi putut, nu se știe sigur, ar fi putut să sară direct de la liliac la om. Dar în general, lucrurile acestea, acest salt de la o gazdă la alta, apare prin intermediar, pentru că virusul trebuie să se replice suficient, trebuie să acumuleze suficient de schimbări suficiente în proteine care să-i permită adaptarea într-o nouă gazdă. Se bănuiește că intermediarul ar fi un alt mamifer care se numește pangolin, dar dovezile nu sunt atât de sigure pe cât ne-ar plăcea. Mulți vorbesc despre, practic, o mutație a acestui virus. Este mai aproape de adevăr decât, lui într-un laborator? Nu. Pentru că nu există mutația. Mutațiile, în general, sunt 1-2 aminoacizi în proteină care să-i schimbe caracteristicile. Acest virus este suficient de diferit de virusul din liliac, care să justifice o adaptare a virusului mai curând decât o mutație. Ce este diferit la acest virus este că, față de SARS-1, este că proteina de la suprafață, această proteină spike de care vorbește toată lumea, are o afinitate mult mai mare, îi place receptorul de la suprafața celulelor mult mai mult decât îi place la SARS-1. Dar mutațiile, cum a ajuns proteina să accepte acest receptor mai bine decât SARS-1, este mult mai complicat decât o simplă mutație.
Deci sunt atât de multe diferențe, într-adevăr mici, dar sunt atât de multe diferențe între SARS-1 și SARS-2, care ar sugera că nu sunt totuși create în laborator. Pentru că nimeni nu poate să știe exact ce mutație trebuie să faci ca să schimbi complet preferința virusului pentru un receptor față de altul. Ok, deci sunteți împotriva acestei, să zic, conspirații sau... Nu împotrivă, nu așa să punem problema. Deci noi încercăm să mergem pe partea care pare cea mai probabilă. Deci asta este... Exact, pentru că sunteți oameni de știință și vă puneți răspunsurile la această întrebare. Cu datele care le avem în momentul actual, asta este prognoza cea mai probabilă. Deci a fost o altă ipoteză. De fapt, serviciile secrete americane spun că ar fi scăpat totuși din laborator. E posibil, dar nu a fost modificat în laborator. Deci în laboratorul din Wuhan, acolo unde se studiază coronavirusul, printre altele, pentru că ei au avut și o să mai fie pandemie începând de acolo, și e normal că îl studiază, exact pentru o chestie de genul ăsta, să nu fie luat prin surprindere, să aibă date suficiente. Deci e posibil. Deci varianta care acum este vehiculată în presă, la modul oficial, deci nu vorbim de conspirații pe internet, este că cineva care umbla cu un laborant care umbla cu lilieci, practic a fost infectat. Și de acolo a plecat toată infecția. Dar deci nu a apucat să nu unul din ăla care a fost modificat în laborator, ci pur și simplu virusul, când te joci cu animalele, poate să sară un virus la tine. Asta e problema. Acum China a fost, să zic așa, criticată mult de către toate țările lumii, anume pentru faptul că cumva s-a încercat poate ascunderea acestei situații și dacă se reușea poate reacționarea la o astfel de situație. Să zicem că a plecat acest virus din laborator cumva neintenționat. Practic, da. Putem interpreta și acest lucru. Modul în care a reacționat autoritățile din China, cum vi se par? Dacă vă gândiți, deci în comparație cu reacția care au avut-o după SARS, după epidemia de SARS, reacția de data asta a fost mai rapidă și un pic mai transparentă. Însă nu suficient de transparentă pe cât ar fi dorit toată lumea. Deci numerele care vin de pacienți infectați, numărul de decese, cât de bună ar fi fost izolarea lor în Wuhan și cât de rapid, teoretic, ar fi reacționat, numerele sunt mult prea mici. Da, nu pentru... cred. Asta nu cred. Cred. Asta deci nu cred. Numerele de nici de îmbolnăviri și nici de morți nu au cum să fie reale. Chiar și ei au ridicat cu 50%. Da. Numărul de morți în Wuhan, adică de la 3.000 la 4.500, nu e suficient. Da. Probabil că aia 80.000 care au zis ei că sunt infectați, probabil că sunt morți, asta cred. Pentru că nu se poate. Ei au fost luați prin surprindere. Toate celelalte țări au avut un pic de timp la dispoziție să se pregătească, chiar dacă nu s-au pregătit cum trebuie. Și totuși s-au pregătit cât de cât. Dar chinezii au fost luați prin surprindere și nu aveau cum să fie numai atât, numai 4.000 de morți, nu se poate. Ce informații circulă cel mai des în cercul dumneavoastră de cercetători și cei care studiază mai aprofundat acest virus? Vă interesează mai mult ce poate produce acest virus sau, din contra, cum va fi viitorul acestei omeniri cu acest virus încă în existență? Se pune problema vaccinurilor sau la ce discuție aprinse? De ce interese ai. Deci eu personal sunt implicată în cercetare fundamentală. Pe mine mă interesează cum funcționează virusul și ce face și cât e de inteligent să reușească să pătrundă în celulă. Cum trebuie să comunice proteinele între ele ca să poată să-și atingă scopul. Deci, într-un fel, eu sunt de partea virusului, pentru că vreau să-l înțeleg cum face. Alții sunt de partea gazdei, să înțeleagă cum reacționează gazda când este invadat de acest virus. Alții sunt interesați în tratarea tuturor simptomelor care apar după infecție. Deci depinde cu cine stai de vorbă.
Fiecare are un alt interes. Alții sunt implicați în clinical trials pentru virus. Deci opiniile sunt variate, însă toată lumea speră același lucru, să găsim, să înțelegem virusul bine, ceea ce este destul de greu în zilele astea. Nu că este greu, nu este suficient timp. Toată lumea este presată de timp. Avem nevoie de o soluție rapidă. Problema cu soluțiile rapide este că în momentul în care lucrezi să găsești acea soluție, tinzi să o iei pe scurtătură. Și să faci greșeli. Și atunci când iei scurtături, apar și greșeli, apar neînțelegeri. Da. Care considerați că ar fi cele mai mari greșeli care s-ar produce sau ar provoca în relație cu studierea acestui virus? Credeți că timpul de cercetare este suficient? Oamenii, da, într-adevăr, doresc să fie, sunt alertați și vor să revină la joburile anterioare. Unii sunt alertați în genere că economia va decădea și în acest fel va produce crize și mai drastice. Problema este că noi vorbim acum strict din punct de vedere biologic. Deci chestia, implicația, cum se va răsfrânge asupra economiei, asta e treaba politicienilor să ia. Deci noi, ideea noastră este să le spunem politicienilor exact ce se întâmplă. Deci astea sunt condițiile. Atât durează până facem vaccinul, atât durează să folosim medicamentele existente deja pe piață, să spunem că găsim unul deja făcut sau să producem unul nou. Deci noi trebuie să punem, noi vrem, asta vrem. Deci asta este jobul nostru. Din punct de vedere economic, asta e altceva. Deci noi nu, pentru că dacă mă gândesc din punct de vedere economic și eu sunt afectat și noi suntem afectați și noi pierdem bani, atunci tind să spun exact ceea ce sunt biased, sunt un pic părtinitor, în sensul că aș vrea să dea drumul mai repede la economie, că nu mai vreau să mai pierd bani, știți? Dar e bine, eu zic că așa este bine, fiecare să fie întrebat exact pe bucățica lui și în felul ăsta te asigur că nimeni nu-i interesat să dea un răspuns care vrea celălalt să-l aud, ceva de genul ăsta. Ziceați anterior că ca virologi aveți nevoie de timp să studiați acest virus și probabil că aveți perfectă dreptate, pentru că dacă comparăm cu celelalte virusuri și gripe pe care le-a suportat omenirea, au durat, nu știu, zeci de ani până s-au găsit soluții. În această situație, cum credeți, care au fost, să zic așa, cele mai pozitive acțiuni din partea cercetătorilor de până acum? Vedeți lucruri pozitive în reacțiile pe care le-au manifestat? De exemplu, acel tratament pe care oamenii vor să-l descopere sau să-l testeze și multe altele? Deci, în primul rând, ceea ce m-a uimit este faptul că sunt o mulțime de laboratoare care au interese complet diferite. Sunt interesați în alte virusuri, dar în momentul în care această pandemie a început, toată lumea a schimbat obiectivul. Toată lumea încearcă să... A lăsat baltă alți virus și exact, a concentrat pe corona. Exact, exact. Pentru că fiecare are o specialitate. Într-adevăr, toți lucrăm pe virusuri diferite, dar fiecare avem o anumită bucățică, o anumită nișă în care suntem focusați. Și este destul de ușor să schimbi virusul și să aplici cunoștințele tale într-o altă direcție. Dar asta a fost mai mult un efort general, toată lumea încercând să aibă o contribuție la această problemă. Cât de mică, nu are importanță, dar simți că ai făcut ceva, că te-ai implicat într-un fel și poți să ajuți omenirea. Că nu o să se întâmple în următoarea săptămână, asta este altceva. Asta este problema cu cercetarea. Nimic nu se descoperă peste noapte, nimic nu poate să fie validat peste noapte, totul cere timp. Timp pe care, din păcate, nu prea-l avem. Credeți că din această situație cineva are de pierdut, de câștigat? Pentru că astfel se interpretează deseori lucrurile. Mulți încearcă să pună agenda
acestor deci tratamente și vaccinuri. Alții din contra consideră că este un gen de business, afacere. Voi cum vă uitați la astfel de lucruri? Deci, în primul rând, toată lumea pierde. Absolut toate țările au pierdut enorm și încă nu se văd, să știți, consecințele încă. Vor fi foarte, foarte grave. Dacă, și asta mă refer doar dacă mâine se dă drumul la economie, tot vom simți aceste două luni în care nu s-a lucrat, se vor resimți foarte, foarte mult. Aici, în America, cât s-au pierdut? 25 de milioane de joburi de când a început. 25 de milioane de joburi, o mulțime. Și, deci, din punctul ăsta de vedere, nimeni n-are interes. Niciun guvern, ca să spun așa, n-are. Nici chinezii n-au niciun interes, că și au pierdut enorm, nici americanii, nici o țară nu are absolut niciun interes într-o astfel de chestie. Cei care produc virusurile, da, acum, cum să spun eu, în sensul că nu că au făcut ei ceva intenționat, deci asta nu e nicio dovadă că ar fi făcut, dar într-adevăr, ei acum o să facă bani. Dacă... Și da, și aici depinde cine scoate virusul, cine scoate vaccinul primul. Asta e. Da. Că ceilalți pierd bani cu cercetarea cum ar veni, știți? E și asta o problemă. Da. Dar văd totuși o colaborare, văd foarte multe, de exemplu, articole, mă uitam în PubMed, care în general trebuie să... baza de dată a noastră în care sunt articole științifice de ultimă oră. Ei, și acolo trebuie să ai o subscripție, nu poți așa. Mai rar să dă câte un articol gratuit. Ei, și acum este la liber. Deci toată lumea, nu mai contează, are acces acolo. Chiar și și cercetători dintr-o țară săracă care nu își permite să aibă acces la acel jurnal, acum îl are. Deci e o chestie. Văd totuși o colaborare între toată lumea. Și da, asta e un lucru încurajator, da, pentru că trebuie să colaborăm. Este pericolul pentru fiecare, nu doar pentru o anumită țară sau alta. Și din acest punct de vedere, probabil că și omenirea va fi mai solidară, mai cumva mai cooperantă, dar să vedem cum vor derula lucrurile, pentru că, cum am zis anterior, mulți urmăresc diferite interese. Rusia, China și Statele Unite ale Americii probabil că au un rol esențial de jucat în această situație. Haideți să vedem ce s-a spus corect și ce nu s-a spus bine despre acest coronavirus. Credeți că mass media este pe deplin cumva informată sau din contra încearcă să dezinformeze, nu în sensul intenționat, dar să se urmărească anumite scopuri? Ați observat aceste lucruri în știrile mass media? Pentru mie mi-e greu să fac să comentez în genul ăsta. Un lucru care trebuie să înțelegeți este că în 4 luni de zile s-au publicat 6.000 de articole de cercetare pe coronavirus. Este foarte greu să știi exact toată lumea ce a publicat. Este foarte greu ca să poți să publici atât de repede, trebuie să asimilezi informațiile, să le analizezi. Trebuie să asimilezi informații. Să faci în primul rând experimentele. Și asta e problema cea mai mare. Dar nu numai asta. Când am început acest joc să înțelegem acest virus, am presupus că este similar cu alte virusuri. Dar în fiecare zi, pe măsură ce mai apare un articol, pe măsură ce se mai aplică un tratament într-un spital, învățăm altceva. Asta nu înseamnă... Și normal, astăzi ai învățat ceva, a ajuns în presă, ai citit, mâine nu mai e adevărat. Asta nu înseamnă că ceea ce s-a raportat ieri a fost greșit. Înseamnă că nu am avut suficientă informație să înțelegem exact ceea ce se întâmplă. Deci este foarte important la ce moment dai o anumit tip de informație. Exact. De asta vorbim de informația științifică. Faptul că eu am înțeles unde bateți cu întrebarea, într-adevăr, mulți exagerează și inventează chestii sau citează exact. Nu știu care profesor a spus o chestie controversată pe care nimeni nu o acceptă. Exact pe aia o ia și o pune la ei pe site pentru că are mai multe click-uri pentru asta. Cu cât pare mai
așa... Senzațională. Senzațională, exact. Cu atât... cât mai aprinse. Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, da. Din punctul ăsta de vedere, sunt jurnaliști care fac. Dar, cum a spus și Doina, din alte puncte de vedere, aceiași jurnaliști care spun o chestie astăzi și mâine spun asta, nu este vina lor. Pentru informația care vine de la noi e diferită de la o zi la alta. Asta e problema. Corect. Și până la urmă descoperim lucruri tot mai noi despre cum se manifestă coronavirus. Înainte nu știam că se transmite și prin încălțăminte și, nu știu, prin lucruri care oamenii erau tot mai aprinși când auzeau că și tinerii sunt afectați, nu doar cei de vârsta de după 60 de ani. Deci, practic, lucrurile practic se schimbă de la o zi la alta. Da. Ce v-a mirat la reacția acestui virus? Cum reacționează? V-a mirat ceva modul în care este comportamentul acestuia? Da, probabil că cea mai importantă informație a fost faptul că poți să porți virusul fără să ai niciun fel de simptom. În general, când ne gândim la răceală sau la gripă, deja știi că ceva o să se întâmple, că începi să te simți. Te doare capul, ai un pic de febră, te doare corpul și zici, probabil că am agățat ceva și în câteva zile o să fiu bolnav. De data asta, cu virusul ăsta, poți să fii săptămâni sau poate niciodată să nu prezinți simptome și totuși să fii purtător de virus. Asta pentru mine a fost foarte interesant. Interesant, din nou, din punct de vedere al virusului, nu atât de interesant pentru noi ca pacienți, pentru că nu știi de cine să te ferești, nu știi cum să te comporți în public, pentru că dacă nu ai nicio idee că ești infecțios, nici nu te protejezi și nici nu-i protejezi pe cei din jurul tău. Da. Și aici există cel mai mare risc, pentru că nefiind informat că poți contacta acest virus de acasă sau fiind în cercurile de prieteni, probabil că acesta a fost și motivul de a ne învăța și de a ne continua viața acasă, păstrând această distanță socială. Exact, asta a fost chestia bună, deși multă lume protestează, bineînțeles, normal. Și faptul că stai acasă, deci odată economia nu merge și nici ție nu-ți vine să stai tot timpul în casă. Dar asta a fost o chestie bună, pentru că omul când se știe bolnav, da, el se protejează și protejează și pe cel din jur. Dar dacă se simte perfect, se crede invincibil. Nu îl interesează nici, mai ales dacă ești mai tânăr, ești, asta e. Faptul că s-a spus că tinerii nu pot să ia acest virus, asta a fost o informație greșită. Asta am văzut foarte multe cazuri de lume inconștientă, ca să spun așa, și în România și chiar și aici. Practic, nu venea să cred că nu luau absolut nicio măsură de distanțiere socială. Da, unele state din SUA, practic, au trecut la distanța socială mult mai târziu, cum ar fi Texas și Florida. Deci, practic, toți erau deja în casele lor, pe când multe state încă continuau să activeze și probabil că și rata de infectare a crescut în aceste state. Erau pe plajă în Florida. În multe locuri a fost mai mult din motive economice decât orice altceva. Pentru că în momentul în care a început pandemia cu adevărat și în America, a coincis cu vacanța de primăvară a studenților, cu festivalul Mardi Gras din New Orleans și normal că nimeni nu a vrut să piardă această ocazie de a profita economic și să închidă porțile orașului și în fața turiștilor. Iar acolo sunt cele mai mari probleme acum, exact în New Orleans și în Florida. Situația din New York vi se pare foarte alarmantă sau credeți că sunt mai mulți speculații ca să obțină mai multe granturi, mai multă atenție, mai multă finanțare? Numerele vorbesc, e grav acolo. Ce mă bucură, ce am auzit în ultimele zile, că practic sunt atât de mulți asimptomatici încât, deci au avut boala și au nu s-au simțit rău, dar în schimb au anticorpii. Dacă a fost boala prin ei, au reacționat pozitiv la anticorpi, ceea ce este bine.
înseamnă că acei oameni nu mai pot oricum să se reinfecteze. Una la mână, plus se creează, știți că ați auzit de imunitatea de turmă. Deci acum este în New York, deci ultimele date care le-am văzut ieri, New York cu orașul ar avea, de fapt, 21% ar fi infectați și tot statul cam 14%. Nu este suficient pentru herd immunity, pentru imunitatea aia de turmă, cum se spune, pentru că acolo trebuie să ajungi pe la 60, 70, 80%, depinde de virus. Nu se știe niciodată, trebuie doar să ajungem acolo. Dar este încurajator. Eu văd chestia asta ca o chestie încurajatoare și nu văd chiar să se exagereze. N-aș vedea de ce, pentru că e o chestie chiar tragică ce se întâmplă în New York. Ei au o treime din numărul de cazuri din America. Da, e o situație destul de alarmantă și pentru California, care e probabil pe al doilea sau al treilea loc în SUA. Care este starea de lucruri în Pennsylvania și cum se descurcă comunitatea de acolo? Pennsylvania e pe locul 3 în America la număr de cazuri, e după New York și New Jersey. Da, 3-4. Deja sunt semne destul de îngrijorătoare pentru orașul Philadelphia. E vorba de număr de cazuri noi și ospitalizări, dar spitalele sunt pregătite, știu ce au de făcut. Avantajul mare este că în oraș este Universitatea Pennsylvania, care are un sistem medical printre cele mai bune din lume, cu o mulțime de specialiști, care știu exact ce au de făcut, pentru că au experiența celor de dinainte, cum ar fi New York și Washington State, care deja au trecut prin lucrurile astea și cred că suntem într-o poziție bună. Sper, mai vorbim peste câteva săptămâni. Da, să vedem, pentru că așa, la nivel general, am impresia că lumea parcă s-a deprins cu această stare de lucruri într-un fel sau altul, sau că intensitatea acestui virus poate s-a redus. Credeți că e posibil peste timp intensitatea să se reducă, cumva să devenim mai imuni la acest virus fără a lua un neapărat tratament? Neapărat mai imuni, n-ai cum să devii mai imun decât ești. Bineînțeles că virusul se poate modifica, nu atât de mult ca cum s-a crezut la început, slavă Domnului, asta este bine, că nu mutațiile nu sunt așa de frecvente, dar acum o să mai slăbească un pic pe timp de vară, s-ar părea că, chiar dacă nu va dispare, vă spun sigur că nu o să dispară pe asta, se mai diminuează. M-am uitat în Australia, m-am uitat în zona unde a fost vară până acum, ei au totuși niște numere mai mici, mai încurajatoare, dar nu este 100%, nu trebuie să ne culcăm pe ureche. Deci eu cred că se va reduce drastic așa prin luna august, iulie-august, aici vom avea o cădere foarte mare, dar e posibil în toamnă să vină. Mai mult ca sigur că va începe iarăși. Aveți în vedere să revină cu un alt val sau în ce formă va deveni? Da. E foarte, foarte un alt val. Întotdeauna la o epidemie sunt în general două picuri și cel de-al doilea pic de cele mai multe ori e un pic mai grav, mai rău decât primul pic. Așa a fost Spuneți-ne mai mult ca să știm cum să ne planificăm atunci, și bugetele. Partea bună este că până atunci poate avem, dacă nu un vaccin, nu o să avem vaccin până în toamnă, dar sunt speranțe că unul din medicamentele care sunt deja pe piață să aibă ceva efect. Asta ar... Plus că au început, învățăm, cum am spus, învățăm în fiecare zi. Tocmai am aflat zile trecute că au schimbat protocolul cu cei care îi intubează și le bagă aer forțat. Se pare că nu făceau chiar așa bine. Trebuie să-i diferențiezi. Deci la unii poți să faci intubare, la alții nu are sens să faci intubare că le faci mai rău. Deci s-a schimbat protocolul de vreo câteva zile. Asta după ce câțiva medici tineri au ieșit pe Facebook și pe YouTube, au pus niște videouri și uite că s-au sesizat cei mari și... Deci până la urmă medicii învață pe parcurs cum să... Toată lumea învață. Nu avem ce face. Nu avem ce face. Pentru că SARS-ul original nu s-a studiat așa de mult, pentru că am avut doar câteva... Comparativ cu asta au fost câteva cazuri. Au fost 8.000 de cazuri, 800 de morți. La 10%. Pare mult, dar totuși sunt 800, nu 190 cât o fi acum de mii în toată lumea.
Deci acum învățăm mai mult din virusul ăsta. Mult, mult mai mult. De nevoie. Nu avem un control. Ați spus despre septembrie. Vorbiți-ne mai mult la ce să ne așteptăm. Deci în ce formă va fi mai intens acest virus? Va fi mai puternic? Deci Asta nu știm. E foarte probabil să fie și mai... Din experiența altor pandemii și epidemii din trecut, valul al doilea a fost în general, nu? În general a fost mai grav decât primul. Dar nu neapărat pentru că virusul devine mai virulent, ci pentru că este suficientă o populație naivă, naivă în sensul că nu au fost infectați cu virus. Este suficientă populație care este încă sănătoasă, care nu au văzut virusul niciodată, care pot fi infectați. Că acum, când a început această distanțare socială, s-a început totuși destul de repede, nu atât de repede pe cât ne-ar fi plăcut, dar totuși suficientă populație care nu s-a îmbolnăvit. Cei care nu s-au îmbolnăvit în valul ăsta au șanse suficient de mari să se îmbolnăvească în valul al doilea. Dacă nu vor respecta aceste criterii, spălatul pe mâini, interacțiunea cu ceilalți. Exact. Totul depinde de cum ne distanțăm și cum ne apropiem putem, social. Să poate, putem să dăm drumul și la economie așa câte puțin și să știm cum să ne distanțăm social. E greu, învățăm din mers, dar se poate, să știți că se poate. Pe de altă parte, vă spun că am văzut peste tot, vedeți în magazine, chiar și în alea în care îți dă voie de mâncare sau Home Depot, de materiale de construcție, da? Stai la rând ca să intri înăuntru, ca să nu dea voie. Și asta mi se pare, eu am și vorbit cu niște oameni de acolo, le-am spus, știți că nu e bine ce faceți aici. Pentru că eu nu am văzut niciodată în Home Depot să fie atât de multă lume. În schimb, mergând atât de greu, ne pune să stăm în rând și lumea nu respectă. Vă spun, a venit un bătrân la mine la jumătate de metru de mine să vorbească, să spună el ultimele teorii conspiraționiste. Înțelegeți? Și nu poți să-i spui, dă-te mai încolo. M-am dus eu un pic mai în lateral, dar vreau să spun, deci există mai mare probabilitate să iei când stai la rând să intri în magazin decât înăuntru. Exact. Pe de o parte depui aceste măsuri de apărare și pe de altă parte riști să te îmbolnăvești mai curând. Dar să sperăm să învățăm. Deci probabil că am greșit într-un fel. Trebuia să-i fi explicat bătrân. Uite cum e. E un motiv pentru care stăm aici. Da, asta e motivul pentru care noi la intrăm, știi? Pentru că poate unii nici nu se gândesc. De aia spun, învățăm și din punctul ăsta de vedere. Deci putem să o facem, putem să ieșim afară cât de cât, dar cu lecția bine învățată. Mi se pare un scenariu destul de optimist după august, cum ați zis. Până atunci și oamenii poate să revină la joburile pe care le-au pierdut, economia să înceapă să crească și totodată să fie menținute aceste măsuri. Dar, pe de altă parte, sunt un pic, e dubios pentru că va exista această distanță foarte apropiată de care ziceați. Practic, toată lumea ar trebui să poarte măști și nu știu ce să mai facă, să păstreze această distanță cumva. Nu concerte, nu filme în sala de cinematograf, nu piese de teatru, ceea ce este trist. Dar, din păcate, dacă vrem să trecem peste această epidemie în numere cât mai mare, atunci va trebui să facem aceste sacrificii. Dacă comparați această epidemie cu cele pe care le-a avut gripa spaniolă, asiatică, mai înainte, 200 de ani urmă, acest comportament al virusului este justificat? Ca oameni de știință v-ați pus probabil această întrebare despre mutații sau, în genere, aceste bacterii și viruși au puterea să devină mai virulenți în timp, mai complicați, mai sofisticați? Deci dacă vă gândiți la virusul care produce gripă, virusul gripal, pentru care în fiecare an toată lumea ar trebui să se vaccineze. Motivul pentru care ne vaccinăm este pentru că virusul se suferă mutații tot timpul.
De aceea nu-i suficient că ți-ai făcut anul ăsta vaccin, pentru că la anul, vaccinul de anul trecut, în primul rând, că nu te mai ajută cu nimic, și în al doilea rând, virusul este diferit, suficient de diferit ca să poată să creeze boală. Da. Pe de altă parte, dacă vă gândiți la toate bolile copilăriei, pojar, scarlatină, variolă, toate astea, virusul este mult mai stabil. Răspunsul imun după o vaccinare durează toată viața sau cea mai bună parte a vieții. Deci depinde de ce virus vorbim. Unele sunt mai susceptibile la mutații, altele mai puțin. Corona s-ar putea să fie, pentru că este un ARN, un virus cu genom ARN, cum este și virusul gripal, are tendința de a se mutageniza. Dar deocamdată este foarte stabil, nu pare a fi atât de flexibil și atât de ușor de schimbat cum este virusul gripal. Deci avem șanse să rămână la fel. Deci, practic, cine, chiar și primesc această întrebare de multe ori. Eu am fost infectat cu coronavirus, am rezistat, sunt sănătos acum, e posibil să mă reinfectez din nou, pentru că a apărut foarte multe și am spus probabil că nu, având în vedere că sau cel puțin pentru vreun an. Zic, măcar un an, sau până când apare vaccinul. Ai obținut acea imunitate deja, nu? Ai imunitate. Problema e să nu sufere prea multe mutații încât să nu-l mai recunoască anticorpii care sunt acum. De aia spunem, deci virusul gripal nu are importanță. L-ai făcut anul ăsta, până la anul se mutează atât de mult încât nu-l mai recunoaște anticorpii care i-ai făcut acum. Dar ăsta pare mai stabil. Pare mai stabil și nu cred că va fi o problemă. Deci, zic eu, părerea mea, minim un an. Minim un an va conferi rezistență celor care deja sunt infectați. Deci, ăia, practic, nu au nevoie nici de vaccin acum. Deci, cei care deja au fost infectați și au fost tratați sunt cei mai norocoși, putem zice. Da. Într-un fel, da. Chiar și acolo, acum vorbim din punct de vedere științific, faptul că ai fost infectat și ai anticorp, asta s-ar... Nu se știe care este calitatea acelor anticorpi. S-ar putea să ai anticorpi care pot să-i ajute pe alții, deci se vorbește acum de o altă formă de terapie a bolnavilor de COVID, să folosească plasma de la pacienții care au avut boala. Da. Asta se poate numai în cazul în care tu, ca pacient care ai avut această boală, ai generat anticorpi care pot să neutralizeze virusul. Dacă tu ai anticorp care poți să neutralizeze virusul, atunci, teoretic, sângele tău ar putea să ajute pe altcineva care este bolnav. Dar nu toată lumea generează suficient de mulți anticorpi de neutralizare care să ajute. Deci s-ar putea să fie bine, s-ar putea să nu fie bine. Dar, teoretic, poți să fii protejat. Pentru cât timp e greu de știut, pentru că e mult prea nou virusul ca să știm ce ne așteaptă. Deci această, să zic, prevenire a contaminării cu virusul respectiv prin plasmă, este, credeți, o soluție temporară, potrivită? Deci, practic, fiecare dintre noi poate să ia acest lucru? Lipsa unui medicament care să distrugă virusul sau unui vaccin care să genereze anticorp care să-ți permită să lupți împotriva virusului este o variantă care se aplică de cel puțin 200 de ani în tratament de infecție. Deci, practic, asta înainte să știe despre virusul, oamenii făceau și au dat seama că așa ceva protejează. Funcționează și are rost să... Da. Luau sângele de la bolnav și... Așa făceau, da. Asta au făcut. Deci vorbeam de gripa spaniolă, ce a fost interesant, ei nu au avut ce să facă. Deci în 1920 a fost, da? Deci 18, cam așa. Da, 18. Nici nu se știa de noțiunea de virus. Deci virusul, conceptul de virus a apărut în anii 30. Deci oamenii se uitau, se îmbolnăveau și nu știau de ce. Și mureau pe capete, înțelegi? Și nu aveau. Deci au fost săraci, nu au avut încotro. A trebuit să... Cât s-au infectat, care a murit, care nu. Și au murit mulți atunci. Au fost vreo 50 de milioane de morți. Și trebuie să țineți cont că populația era atunci doar de 1 miliard și 800 de milioane. Deci 50 de milioane reprezenta procentual... Mult, un procent destul de mare. Vreo 300 de milioane probabil acum. Ceva de genul ăsta. Vreau să vă mai întreb de asemenea despre tehnologiile care s-au lucrat până acum pentru a dezinfecta, pentru a preveni
acest contaminarea acestui virus. Credeți că China poate fi considerat un lider în acest sens, adică au avut mai mult timp la dispoziție să cerceteze, să experimenteze? Avem ceva de învățat de la ei sau toți sunt într-o competiție acerbă, să zicem așa, care încearcă toate căile? Câte un pic din fiecare. Deci au avantajul că au fost primii care au trecut prin această epidemie. Au mai multă experiență și pe de altă parte sunt în competiție cu toată lumea. Acum, bineînțeles că vor să fie să conducă la nivel de noi avem cea mai mare experiență, trebuie să faceți ca noi. E greu de spus dacă ei au avut cea mai bună... Acest gen de gândire am observat și în sursele media, practic. Da. Este greu totuși, pentru că vorbim de o țară comunistă care este obișnuită să îngrădească drepturile publicului, drepturile populației, unde vocea partidului este vocea tuturora. Și să mintă. Exact, și să ascundă, nu neapărat să mintă, cât să ascundă sau să promoveze jumătăți de adevăr. Da. E greu de comparat, dar avem totuși ceva de învățat și de la ei, pentru că au trecut prin această problemă. Și de la oamenii de știință ai ce să înveți, normal. Deci nu, acum lăsăm la o parte guvernul și ne luăm numai despre oamenii de știință. Normal că ai ce să... Pentru că oamenii de știință acum practic conduc și ar trebui să conducă și să dea sfaturi politicienilor cum să acționeze într-un fel sau altul și nu invers. Da. Așa este, dar nu o să întâmple prea curând chestia asta. Politicienii nu ascultă așa de mult cum ar trebui. Deci dacă ar fi fost după noi, practic, cred că era terminat acum. Deci măsurile astea de care le-a... Deci în afară de China. Deci noi am spus prin la mijlocul lui februarie, haideți să stăm 2-3 săptămâni în casă. Cine care se manifestă, să manifestă, care nu, oprim, punem pe toată lumea în carantină care vine din afară. Și se rezolva mult mai ușor, pentru că chiar dacă n-am fi reușit total, că e imposibil, până atunci tot era deja infecția, fără ca noi să realizăm. Dar una e să pui o carantină când ai 10 cazuri, sau poate niciunul, oficial. Oficial poate nu ai niciunul, și să pui când ai deja 20-30 de mii de infectați, care știi, asta înseamnă... Era deja prea târziu, când exact. Au fost... De exemplu, cazurile parvenite și în Statele Unite ale Americii, ultimii de aici, practic, totuși au fost nepregătiți și spitalele și iată... Sigur că da. Nu au tratat serios. Nu. Și asta, într-un fel, poate a fost și vina Organizației Internaționale de Sănătate, WHO, care a așteptat până în martie să declare pandemie. Da. Toată lumea. Da, are un termen foarte târziu, când practic... Pentru că are anumite implicații politice. Deci ei se evită foarte mult. Și când a fost epidemia de Ebola, au evitat foarte mult până când să declare că este o epidemie. Pentru că în momentul în care o societate internațională calitatea Organizației Mondiale a Sănătății, desigur. Exact, da. Nu, dar în momentul în care ei pronunță acest verdict, asta trebuie să declanșeze anumite măsuri, care nu, de cele mai multe ori, sunt în contradicție cu guverne și cu conduce, pentru că nimeni nu vrea să închidă o țară pentru că cineva a decis că este pandemie. Și pentru că WHO a așteptat atât de mult, poate și din cauza asta am ajuns unde am ajuns. Pentru că imediat după ce au declarat pandemie, Statele Unite a început să închidă state. Probabil că dacă veneau aceste măsuri mai înainte, cum ar fi interzicerea zborurilor din, să zicem, ianuarie, Statele Unite putea să nu mai, practic, fie afectată la acest nivel. Deci rămânea New York sau San Francisco, țin minte că erau primele cazuri și acolo rămâneau. Deci... Eu am urmărit tot timpul, vă spun. Noi deja pe 1 martie am intrat în panică. Noi. Deci lumea îmi spune, de ce intrați în panică? Erau 98 de cazuri în America, atât, oficiale.
Iar eu eram în panică pentru că nimeni nu lua nicio măsură. Și nu se știa dacă 98 erau oficial confirmate, dar neoficial. Dar vedeam cum crește de la o zi. Este timpul de dublare. Deci ăla se poate calcula, înțelegeți? Se dubla numărul la două zile, la trei zile cel mult și puteai să faci un calcul foarte ușor. Și le-am zis la întâi martie, le-am spus, până la sfârșitul lunii o să avem 100.000 de pacienți. Nu zice, nu se poate așa ceva. De fapt, am avut 200.000. Înțelegi? Deci am fost conservativ cu numele. Nu-ți vine să crezi. Nu poți să crezi că e posibil de la un număr atât de mic să explodeze numărul. Cred că aveți destulă dreptate când ziceți că dacă oamenii de știință ar conduce lumea, măcar mai mult decât... Nu lumea, măcar în cazuri din astea. Nu e nevoie să conducă lumea. În cazuri din astea ar trebui să fim ascultați mai mult, dar asta e. Poate învățăm ceva din pandemie. Poate învățăm ceva, măcar la nivelul ăsta. Suntem aproape spre finalul acestei ediții și chiar doream să vă întreb ce avem de învățat, ce lecții ne-a dat coronavirus până acum și cum putem să ne schimbăm pe viitor? La nivelul cercetărilor, la nivelul luării deciziilor și... Probabil că, în primul rând, poate să investesc mai mulți bani în cercetare. Chiar dacă este cercetare fundamentală care nu ți aduce profit mâine, nici săptămâna viitoare, nici anul viitor, poate în 10 ani, poate în 15 ani. Dar în momentul în care se întâmplă o pandemie, o epidemie de genul ăsta, poate ai o soluție. Poate nu este soluția perfectă, dar cel puțin ai ceva cu care să lucrezi. Dar în momentul în care ți se spune, când sumiți un grant de cercetare, ți se spune, nu e chiar așa de interesant. Nu este o problemă la ora actuală. De ce să investezi bani în așa ceva? Atunci, și poate cu ocazia asta, poate se suplimentează banii la NIH, pentru că NIH a suferit niște tăieri de buget fantastice în ultimii ani și poate cu ocazia asta suntem un pic mai bine finanțați. Și zic eu ce am învățat. Nu știu dacă o să învățăm foarte mult pe termen lung. Deci acum da, în următorii ani probabil că se vor mări granturile, se vor întâmpla foarte multe în direcția bună. Dar se va uita. Vă spun sigur că se va uita. Am mai avut... Noi trebuia să intrăm așa serios în panică, cum ar veni, în 2003, când a fost cu SARS-ul, când a fost cu MERS-ul și când a fost după aia gripa porcină. Deci ele au fost niște semnale foarte importante. Și, dar, din fericire, nu s-a murit așa de mult. Nu a fost așa de infecțios. Și ce este... Mi-e teamă că va veni unul și mai drastic decât atât. Și da, asta ar fi cel mai cumplit, să avem un virus și mai drastic și atunci lucrurile... Da, poate, după toată povestea asta, poate avem o strategie pusă la punct. Nu neapărat pentru un anumit virus în particular, dar în general ca strategie. Dacă se întâmplă ceva, care sunt pașii care trebuie să îi urmezi ca să asiguri supraviețuirea la cât mai multe persoane, să asiguri că nu... ai prea mulți pacienți în spitale, că ai suficiente materiale ca să poți să controleze această o epidemie. Nu cum ne-a prins acum, complet prin surprindere, fără niciun depozit de echipament de protecție, mănuși, măști, da, inacceptabil. Asta, inacceptabil. Da. Dar poate cu ocazia asta, poate fiecare spital, fiecare instituție va avea un colțișor acolo unde sunt câteva cutii puse deoparte pentru așa ceva. Mai multe rezerve cred că vor face și oamenii de rând, pentru că nu vor să se pomenească într-o astfel de situație și la nivel financiar, bănuiesc, și la nivel material. Și probabil că, da, avem multe lecții de învățat și continuăm să învățăm de la tot ce se petrece în jurul nostru. Și să sperăm că acest val de care ziceți dumneavoastră că va reveni, vom fi mult mai pregătiți și mult mai alerți, mai înțelepți, de ce nu, și la nivel politic și la nivel individual. Mi-a părut o discuție foarte interesantă și amicală cu
cu voi. Vreau să vă cunosc un pic și la nivel personal, dacă ați putea să ne ziceți în câteva minute care au rămas spre final despre modul în care v-ați regăsit aici în Statele Unite ale Americii, dacă vedeți această țară potrivită pentru ceea ce faceți acum și dacă era diferit studierea în România sau traiul în România. Deci, trăitul în România, avantajul suprem este faptul că ai o familie. Ai părinți, ai toată familia e acolo. Pe când aici ești numai tu cu cealaltă jumătate și eventual copii. Încerci să suplimentezi familia cu prieteni, dar niciodată nu e chiar ca familia de sânge. De integrat, noi ne-am integrat destul de bine, nu am avut nicio problemă. Suntem înconjurați de oameni care gândesc ca noi și n-am avut niciodată o barieră între noi și ei. Pentru mine, cel puțin, nu a fost niciodată o problemă venit aici sau cum gândește lumea, cum am fost acceptată. Nimeni nu s-a întrebat de două ori de unde sunt sau să... Da. Trebuie să fii și un pic flexibil, pentru că fiecare nație are obiceiurile lui, până și de la faptul cum dai bună ziua și cum spui la revedere. Deci, vă spun sincer, mai ales în Marea Britanie, noi am... fost un pic șocați, mai șocați am fost acolo decât în America. America e mai aproape de România decât e Marea Britanie, vă vine să credeți sau nu. Deci oamenii sunt mai rezervați, mai altfel și... dar am fost foarte flexibile, am spus, bun, cum fac ei anumite chestii? Asta le facem și noi. Și chestii mici, interacțiile dintre oameni, cum te împrumuți de ceva de la vecinul tău de laborator, cum interacționezi cu șeful, înțelegi, sunt astea chestii mici pe care, dacă, și am văzut români care nu s-au integrat pentru că au rămas cu aceleași obiceiuri din România. Și după aia s-au întrebat de ce sunt respinși de cei din jur. Păi așa ceva nu s-a permite aici, înțelegeți? Deci erau niște chestii care, din partea aia rea, din obiceiurile proaste de care le avem în România, ei le-au transportat în Occident și nu au vrut să se adapteze sub nicio formă. Dar eu, în general, pe cine am întâlnit, să știți că sunt relativ adaptați, fără nicio problemă. Modul în care se cercetează lucrurile, virusii, toate lucrările aici în SUA sunt mult diferite decât ceea ce au la dispoziție cercetătorii din România, bănuiesc. Da. La acest capitol sunteți mult mai norocoși. Da. Deci asta este unul din motivele pentru care am venit aici, pentru că poți într-adevăr să faci cercetare. În România nu pot să comentez pentru că noi am plecat imediat după ce am terminat facultatea. Deci nu am avut șanse să facem cercetare în România. Nu știu exact cât de greu este. Pot să-mi imaginez și pot să-mi imaginez și la ce nivel, în sensul de ce analiză poți să faci, ce acces ai la și la ce reactive ai. Dar aici nici nu se pune problema. Ce vrei să faci, aia faci. Aia faci, da. Trebuie să ai imaginație și îndeletnicire. Ai un spațiu mai larg de activitate și de creativitate, bănuiesc. Și sigur. Probabil și oameni, este mai apreciată munca pe care o faceți aici. Deci, totul este diferit. De la banii care se acordă cercetării, așa puțin cum noi spunem că sunt enorm mai mult decât în România, vă dați seama. Și modul în care dinamica dintre șef și subordonați e diferită, totul e diferit. Ce să mai spunem? Deci aici se face cercetare foarte, foarte serioasă. Pentru că se poate. Pentru că ai cu ce. Și practic, limita este, în primul rând, capacitatea ta mentală. Deci, ca să ajungi până acolo să spui, aș vrea să fac ceva, am niște idei și nu am posibil, n-am granturi, e totuși o diferență. Deci, într-adevăr, unii pot să spună chestia asta din aia mari care nu au cât drept, dar așa, dacă ești un cercetător mai, nu șef de laborator în sensul ăsta, practic aici poți să ai o carieră și poți să urci cât vrei. Comparat cu România, în care ești, practic, depins de ce ți oferă laborator. Cum priviți în România? Practic, cercetările sunt
Sigur că la un nivel mai limitat, dar cum au reacționat, eu știu, lumea academică din România și propunerile pe care le-au oferit? Știu că veneau cu diferite tipuri de tratamente pentru coronavirus. Cum vi s-au părut? Nu mai avem așa mult contact cu cei din România și totuși în ultimul timp am fost abordat tot pe Facebook, chiar de cineva care l-a doctorat în România și făceau chestii destul de interesante. Deci făceau chestii destul de interesante de ultimă oră, deci cercetări, într-adevăr, care cu aplicabilitate și, da, și tot ce vrei. Din păcate sunt puține granturi care sunt accesibile în România. Am înțeles că e mult mai bine acum. Am înțeles totuși că poți să ai granturi europene și deci e posibil să fi schimbat în mod mai mult decât credem noi. Știi, nu mai știm exact, nu mai știm exact. Deci eu am lucrat un an de zile între 95 și 96, nu pot să spun. Deci atunci era jale. În anii era absolut jale, nu se putea face nimic într-un laborator. Avea tot laboratorul, avea 1200 de dolari pe an. Tot laboratorul, vă dați seama. Iar eu singur, când am plecat la doctorat în Marea Britanie, de 1000 de dolari consumam eu singur, într-o săptămână, nu într-una. Eu singur, tot laboratorul, nu vreau să mă gândesc. Vorbim de milioane de dolari față de 1000 pe an. Păi cum poți tu să faci cu 1000? Ce să faci cu 1000 de dolari? N-ai ce să faci. Reactivii sunt atât de scumpi în cercetare. Nu vă dați seama cât costă un microlitru de nu știu care anticorp sau un miligram de ceva. Poate să coste sute de dolari. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru această împărtășire și timpul petrecut la Hora în America. Bănuiesc eu că cei care ne-au urmărit au reușit să învețe lucruri noi, să devină mai alerți în perioada următoare, când probabil că acest virus va prinde alte nuanțe. Și vă mulțumim mult pentru această oportunitate de a discuta cu voi și sperăm noi că vom reveni peste o lună cu alte noi detalii, să ne informați și să continuați să ne informați corect din prima sursă, să luăm decizii bune în viața noastră și să putem depăși orice obstacol care ne poate veni în cale, cum ar fi coronavirus, și să nu fim ostaticii acestuia. Doamnelor și domnilor, am discutat în această seară cu Doina și Costel Atanasiu, doi reputați virologi români stabiliți în Statele Unite ale Americii de mai bine de 25 de ani. Sper că v-a plăcut aceste discuții și vă îndemnăm să comentați și să veniți cu noi întrebări pentru următoarele noastre ediții. Ne puteți scrie la adresa contact aron@horainamerica.com. Eu vă zic o seară minunată și să aveți un weekend la fel de minunat. Toate bune! La revedere!